Unde credeți că mergem noi acum? Balta aici? Balta, frumos! Mergem la Balta 2 de la Neptun, la pescuit. La... O să vă arătăm și sculele imediat. La umbră. Rucsacul care e plin cu tot ce trebuie. Tot de aici. Și mai avem și înăuntru. Ne-am pregătit bine rău de tot. Cumpărate astăzi viermuși, râme. Sperăm să prindem măcar un pește. Ai luat și viermuși, ai luat și râme, și mămăligă, și porumb. Tot, și boiles, și... Pentru cunoscători care știu cum ce se mănâncă. Boiles, frumos. Ăștia, aceștia sunt viermișorii. Dăm la pește mai micuț cu viermișorii aceștia. La fixă. Da. Aici sunt sculele mele. Eu am mai puține. O gentuță mică acolo, o găleată. Deci la început încă. Încă la început. Dacă schimbăm camera să vă arăt Balta acum. Unde mergem. Ia uitați-l pe Adi cum se echipează. Să-mi scos eu de aici geanta. Deci aici am undițele. Da, poți să le car? Am și pungea, aici. Și pâine, dăm și la pâine, dăm și la mămăligă, dăm la toate. Deci ne-am pregătit, avem unde ăsta de cărat peștele, dacă... Ai luat sac de cărat peștele? Sac? Păi, dar nici nu discutăm. Uite ce aici. Mă, dar luasem un funie. Ah, cred că am băgat rământul funie. Dar nu zic că avem și lanternă pentru la noapte? De cap, nu e, nici nu suntem pregătiți, nu e așa... Da. Cum. Deci cam atât. O să luăm, iau și păturile cu noi. Și păturile, că mai și dormim. Mai și dormim. Da, mă, astea le luăm, Adi. Mincioc, descos captura. Cam mic. Cam mic dacă scoatem unul la 7-8 kg, dar ne ajutăm, mai prindem de... Mai sărim în lac dacă mai e aici. Mai sărim și în lac, mai unul sare în lac, un... Oricum, e șmecherie aici la Neptun, e o parcare mare aici. Bine, s-a cam umplut de mașini. Că au venit toți moldovenii, dar asta e situația. Așa. Și Balta chiar aici, lângă noi. Condiții, adică nu mizerie. Hai să iau astea în mână. Ce? M-a ajutat Adi cu găleata. Hai să mergem să vă arăt. Aoleu, am trebuit să închid mașina, bă, gamea. Același lucru puteți să fac și eu. Geamurile sunt închise, tot e închis, da? Camera e pornită la mașină. Tot timpul stă camera pornită la mașină când suntem plecați. Gata, e încuiată mașina. Mașinile sunt filmate, sunt în siguranță. Hai mă, să mergem pe Balta acum. În direct mergem pe Balta. În direct și în reluare. Da, dacă te uiți la filmare și mâine merge tot pe Balta. Auta și frumos pe aici. La mizerie au aruncat țăranii, dar asta e situația. Tare rău. Ceasul e 4, venim ca să prindem locuri, că după 7 nu mai găsim niciun loc aici. Frumos, aici merge și de grătar aici, toamna. Aici e răcoare ca lume. Răcoare, parcă. Vă, dar încă e soare, uite acolo unde mergem noi. Da, e soare acolo, dar uite acolo mie. Aici să stai întins, ce, la aer condiționat. Vedeam la păturile, mai stă și la iarbă verde cu unițele în apă. Apropo, dăm la crab. Cartea da? Nevici și senzori, stăm direct pe pătură și ascultăm... Ascultăm senzori. Apropo, deci dăm la crab, la plută. S-o să vă învățăm și cum se dă. La crab la prută. Da, unde, unde bine, pentru noi e prima oară. Bă, locul ăla era bun, că e umbră acolo, dar aici se aprinde becul. Acolo se aprinde becul. Noaptea și avem și noaptea lumina. Dacă e umbră aici, lângă salcea asta, ăla e locul nostru. Dar n-avem bec seara. Și ce mă, dacă stăm la soare și ne brozăm, care e problema? Dacă nu mai e mai lângă sub, vrei să mai lângă sub? Nu, că... Cum sunt locurile acolo? E bine că e umbră acum. Uite unde e băiatul ăla, acolo iar mai e umbră. Bă, Adi, trebuie să mergem tot în asta, nu-i acolo, sau nu? Nu-i bine, lumina asta știu că merge noaptea. Da. Deci ar fi bine să stăm acolo la lumină. Să avem lumină seara, Adi. Dacă nu mergem mai încolo, acolo e acolo. Hai mai încolo, hai. Hai mai încolo. Hai mă, stăm tot aici. De ce? Bine, stăm tot aici. Am omit locul. Stăm acolo la soare, stăm la soare vreo oră, două. Vedem cum e, e mai mult stai, da? Hai că nu-i nimeni, putem să alegem locul. Bun, și acum o să vă prezentăm la NSTR și momeala cu care dăm în această zi superbă. Da. Ia să schimbăm camera. Da, aceasta e lanseta mai bună care avem aici. Hakuyo, Adi. Hayuko. Care duce, fiți atenți aici pentru cunoscători, până la 180 de grame. Da, acțiune 80-180 de grame. E ceva performant, da? Asta e mulineta, da?
Astea sunt scule, da? Noi dăm așa la un singur ac, v-am spus, la plută, da? Cu noturi, da? Deci cam lasă o să fie distanța la care o să stea, la un metru, cam așa. Bun. Asta e mai panoramă, dar putem să prindem și cu ea. Asta e no name. Da? Avem două lansete, ambele la plută, corect, regulamentar. Dacă se face noapte, putem să băgăm fosforescent, să vedem foarte bine. Deci eu dau la două lansete. Când o să fie Adi gata cu ale lui, o să îi le filmez și pe al lui să vedeți ce scule are Adi. Uitați ce face Adi aici, s-a murdărit și un smurdar pe mâini. Și avem un musafir aici, uite-l ea. Ia uite-l ea cum se circulă pe aici. Ia uite pește acolo, vezi pește? Ia uite. Vezi la pe pește? Aia sunt mici. Vedea de niște pești de acolo, dați micuți. Noi vrem numai pradă mare. Nu ne încurcăm la astea mici. Avem o mică problemă, bate vântul. Nu se văd plutele în apă. Dar bate vântul și ne le mișcă. Și ne le agață. Adi face nadă, eu arunc în apă acolo la distanță. Să momim pește aproape aici. Asta e strategia noastră. Uite-l, poate aruncă și aici ca să-i hrănească și pește de aici. Uite cât vine acolo, vezi? La nadă? E de-aia, Marte, ca să vezi. Ia uite, uite cât mănâncă. Așa că se văd pe cameră. Ce faci, Adi? Încă la telefon. Aude-l pe Adi cum aruncă mâncățeași cu arată. Aude-l pe Adi cu ce forță aruncă. Poate sare în lac. Băi, lasă-mă și mie un aruncă. Aruncăm aici, cu nadă. Zona e momită, beton. Ca la vânătoare. Atragem captura aici. Mai mult hrănim pește noi, Adi. Faci un duș, Adi, acum. Apa beton. Are și colorant asta, nu-i așa? Faci, Adi, un duș aici. Cum e, Adi? Spaltă și pe față? Cu apă din baltă. Da, Adi încă are o lansetă în apă. Dar ne pregătim. Fix acum. Eu le-am aici pregătite, s-a aruncate. Așteptăm peștele acum. Avem și lavetă? Nu ca ultimii fraie. Stăm pe băncuțe aici, la pescuițică. Aici ne stăm pe bancă. Semițe nu-s de la noi, niște țărani. Da, semițe prost. Așteptăm. Da, și eu mâncam aici niște bag rolls. Și Adițu a prins un peștișor. Da, eu zic să-l arunce. A, uite, mă, l-a aruncat înapoi. Da, noi practic pescuit sportiv, adică îi prindem și aruncăm înapoi. Ia să vedem, mai e mumeală? Mai e ca la râmă, dai tu, nu? Da, dar e că bag porumb. Ia să vă arăt și sculele lui Adi. Asta e șmecheră, asta era... Care-i mă? Aia altă-i baracuda, asta ce cred că e. Asta e muleta lui Adi și asta nu știu ce firmă e. Ce firmă e asta, Adi? A? Ce firmă e bățul ăsta al tău? Amândouă-s baracuda? Ăla nu-i. Asta e baracuda, ăla e no-name. Băț bun no-name. Dar ne-am instalat foarte frumos aici. Avem băncuțe. Porumb. Dăm la porumb acum. La mămăligă? Da, ești la mămăligă? Da, da. Bravo, Adi. Foarte bine. Numai că abia acum ar trebui să înceapă să tragă. Ia uitați-vă cum vin un pescar adevărat. Auzi, ce e aici, frate? Ce faci, bă, finule? Ele, Cătăline, uite-le. Finul lui Finu. Mamă, să-i vedem, să-i vedem sculele. Să vedem sculele. Pescarii lupește. Salut, Elfino. Salut, respect. Ia uite de 1,30 m. Bac, frumos, respect. Dar pare nou. A făcut schimb cu nasul. E mai mare. E mai mare? Are mai lungi și mai multe. Dici că, bă! Hai să vedem sculele lui Fino. Hai, Finule, că suntem curioși ce scule ai. Scule, bă, dar n-am ăla la mine, mă. Avem noi momeală, avem tot. Avem la momeală de... pentru o săptămână. Ne-nfim tare, Ade. Nu-i problemă. Mai are, am văzut-o că are în geantă.
Asta m-a lăs culele. Dar nu se vede, lasă, uite, la din lasă pe jos, adică. Da? Dar să nu plece cu ele. Ia, mă, să vedem ce scule ai, Cătălin. Bă, aici... O, ce scuzi, Cătălin? Asta e fixă, nu? Astea-s două fixe aici. Da? Una mare, una mică. Bravo. Vrei porumb bondiol, dacă vrei să mănânci porumb, fie? Ce vreți voi să fie acolo? Am venit să stau puțin cu voi, că după aia mă... Tot parcă văd că mă sună Denisa. Roșia, mă, de la treabă. Ia, mă, ce are Cătălin aici? Uite, mă, are ce fix are Cătălin. Picuțe, așa, da, pinuțe. Da. Ca mea, da. Pinuțe elegante, astea e alufit. E alufit ăsta, nu? Ce are o fixă no-name? Și mai ai vreo una, Cătălin, sau nu mai e niciuna? Mai e una acolo. Am o lanseta aia. Ai lanseta? De la bătrânul, Dumnezeu să-l ierte. Ia. De la răposatul. De la tata. O, oh, uite, are ce ascunsă ce are. Forță. Ia să vedem. Aceasta are ani experiență. Asta are ce puțin 10 ani de când am dădeam cu ea când eram... Și încă mai merge, nu? Ce? 20 de ani are. Vreo 20 de ani are. Să mor dacă nu mi-e 20 de ani. Ia, auzi, dai un banda de te ține. Ar trebui să prind ceva, da? Din Corea. Hai. Bun așa, hai să începem. Nu știu dacă am... Cine a venit, mă? A venit Marian cu Șori, nu? Uite, au venit să prind aici ce vreau. Ai venit, Marian, calcanul din... Mai mic apa. Mai mic apa? Da. Dar tu de unde știi, mă, în vestul ăsta? Dar tu ai fost în apă acolo, ai măsurat că ce este. Băi, Șori, ce ați arăt, mă? Ia să vedem. Arată tu ce ai prins. Arată tu ce ai dat. Păi n-auzi, mă, că peste jumătate oră începe să tragă. Da, acum faceți încălzirea. Acum doar ne pregătim cu cât e înălțimea, cât e alea. Așa mică, mă? Mai mică, a, mai mică. Mai mică, 70 cm, cam așa. Atâta? Vrei să mai mică. Cam așa, cam așa, dacă arunci departe, cam așa. Uite așa că are, dacă arunci... Ia uite-l body, uite-l body. Mamă! Hai, mă, că ultimată n-a aruncat atâta. Așa, mă? Da, mă, cam aia e. L-a luat, mă, diversorii? Faceți-i poză. Ăsta nu se zic, mă, ce trebuie. Nu se zic, mă, ce aici. La prins, mă, Adi, mă, cât de mare. Carasul, anul carasului. Zi, mă, ce, la ce e, doamne, la râmă? Uite, Cătălin vrea să știe secretul. Secret. Ce frumos ești pe balcon. Uite, anul carasului număr 2. Ce, doamne, ce racu. Lasă-mă să ducă în apă. Bă, aruncă-l, mă, înapoi în apă. Dacă te duce singur în apă, lasă-l. Bă, dar aruncă-l, mă, uite, ce găsim, mă. Mamă, ce ochelari a găsit să-mi bag picioarele. Eu te poate, dacă cade acum. Dar uite ce algea au pe ei. Dacă îi pui și la ochii, și el mai șmecă. Băi, trebuie, la pește trebuie liniște, băi, la pește. La pește trebuie liniște, bă. Ia, mă, da, mă, ia, faceți liniște, să mă șe poți să crec. Da, da. Ficați în pula mea. Dar uite-l pe Adi, mă auzi, Marian? Marian și-o uită pe Adi de unde dă și unde dă cu undița. De la mal aici. Uite-l unde dă cu undița. Dar unde-i pluta ta, Adi? Unde-i pluta ta, Adi? Unde-i pluta? Lașele? Adi, unde-i pluta? A, uite, pluta acolo. Dar mă, uite bine că are vânta lungă, Adi. Dar e el de la mal aici. Ce mai era unde? Dar îi tragem? Ochelarii mișto a prins. Ia, mă. Mariana, mi-arăți, mă, și fie ochelarii? Ochelarii din micuța sirenă. Mariana, cum sunt ochelarii? Ia, mă, ai ceva în ea? Bă, dar ai spălat, zici că-s noi. Stai că mai am puțin de curățat la ei. Stai că vreau să văd dacă ne pește. Dar s-a luat eticheta, mă, de la Armani, nu de la celălalt. Bă, dar se duc pește și ori, mă, Cătălin. Las că-i bag la clor, acasă, de seara. Uite, unul mare. Vezi? Unde e unul mare, mă? Da, bă, ce mare e la mâncare. Stai, mă, lasă, că știu eu ce. Bă, stai, mă. Stai, mă. Stai că uite aici e unul mare. Hai, mă, te mai încolo. Uite acolo e unul mare. Acolo e unul mare, exact acolo e. Stai, mă, să vedem. Trage mai puțin. Păi vină pe partea asta, dacă vrei. Uite, da, uite, mă, aici. Aici, mă, uite. Uite aici, mă, e unul mare. Mi s-a dat țeana asta, mă, uite-lea. Ia, uite-lea, Japonia. Hai că lea, uite-lea. Facem? L-a tras de două. Uite-l pe Adi. L-a scăpat, Adi. L-a scăpat aici, mă, mâncat. La mal. Era cel puțin 12 kg. Bine că nu i-a rupt aia. Se văd acolo neoanele în apă. S-a făcut seară. Și Adi le are pe acolo. Adi încă mai dă. Ceasul-i 10. N-am prins nimic. Ne mănâncă și țânțarii pe aici. Bine, n-a prins nimeni nici în zonă. A?
E azi filne. Încă o zi nereușită. Încă o zi nereușită. Avem scule, avem tot. Totul e pregătit, dar nu se lipește nimic. E bine că avem lumină aici. E parfum. Dar v-am zis, nu trage deloc. Cred că azi a fost problema momeala. Dar mai e? Adeți că vedea astea până la două noapte. Vede frumos luna acolo, da? Eu mă las pe Guba și las Paddy să stea până la două. Să facă poză dacă a prins ceva. Și cu asta se încheie acest vlog de pescuit nereușit. Pescari adevărați. Ne-a prins ora 5 dimineața pe baltă, cu toate că n-am prins niciun pește. Uitați-l pe Adi ce dezamăgit vine. Am schimbat și locuri, am schimbat toate. Acolo în depărtare se vede cum vine Adi Finu. Are o lampă pe cap. Uite și o pisică aici a venit. Uitați-l pe Adi. Zero pește. S-a luminat dreacu afară. Se luminează, nu? Fă liniște, că acum ați sperit pe ei. Ce dreacu. Nu prea se vede, adică are o lampă aici. Uitați pe scară aici, vedeți cum vine în spate. Cum... Adevărat nu e așa. Vezi, mai că vorbește aici. Ai venit să te măsori pe mine? Am venit în timp. Ne ajunge, am luat două bucăți mari, la 7-8 kg. 7-8 grame? Uite. S-ar pește pe lângă noi. Hai să zic? Unde? Sunt în arg. Uite, lață-te-le încă-s pe baltă. Hai, strânge. Ultima strigare, Adi. Strânge. Ultima strigare, le strâng. Mă zic la mașină.